Ce de mămici avem. Alexa, vine pe aici că trebuie să cântim. Nu-i la mine. Tot e. Pieptul înainte, da? Bravo! Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amen! Împăratul Ceresc, mângătură Duhului adevărul, care pe tine toate le împedești. Misterul bunătății de tătătorul de viață, vină și să lăsului și atunci să curățesc, de toată necurăția. Și mântuiește bunul în sufletele noastre, și de Dumnezeu și de tare și fără de moarte, mânești bună, și de Dumnezeu și de tare și fără de moarte, mânești bună, și de Dumnezeu și de tare și fără de moarte, mânești bună, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului și Sfântului și în veci vecilor, amin. Prea Sfântă Trăime, miluiește Doamne, curățește păgănoși, stăpâni, iartă fără de legile noastre, Sfintea ce cercetează și vindecă neputință pentru Sfântul Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului, și acum și pururea și în vecii vieții. Amin. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească și numele Tău, vii împărăție Tău, faceți voie Tău, precum în cer, așa pe pământ. Pentru tatura acesta și seara aceasta, pentru tatura acesta și seatele, și pentru cei ce cu credință vețuiesc împrestele, Domnului să ne rugăm, pentru buna întocmirea văzdovului, pentru desugarea roadelor pământului și pentru vremuri pasnice, Domnului să ne rugăm, Doamne miluiește, pentru cei ce călătoresc pe uscate ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se usenesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm. Doamne miluiește! Pentru ca Domnul Dumnezeul nostru să trimită asupra enedvăr acestora Duhul Înțelepciunii și al Înțelegerii, să le deschide lor mintea și cugetul să le lumineze inimile, pe primirea învățăților celor bune, Domnului să ne rugăm. Doamne miluiește! Pentru ca și să dească în inima lor începutul Înțelepciunii frica sa cea dumnezeiască, și prin ea să izbonească din inimile lor curățăți pe tinereții, să lumineze mințile lor ca să se abată la rău să facă binele. Domnului să ne rugăm, pentru ca să deschidă mintea lor, să apricepe și ține minte toate învățăturile cele bune și folositoare, Domnului să ne rugăm, pentru ca să le dea lor înțelepciunea care șade la tronul lui, și să o sădească în inimile lor ca să-i învețe și să-i greșesc înaintea Domnului. Domnului să ne rugăm, ca să sporească ei cu înțelepciunea și cu vârsta spre slava lui Dumnezeu. Domnului să ne rugăm, pentru ca prin înțelepciune, viață bună și dreaptă credință să fie bucurie și mângâiere părinților lor, și întărire Bisericii Ortodoxe, Domnului să ne rugăm, Doamne miluiește! Pentru ca să fie izbăviți ei și noi, de tot necazul, mânia, primejdea și nevoia, Domnului să ne rugăm, Doamne miluiește! Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău, Doamne miluiește! Rugăm pe Hristos Domnul să dăruiască elevilor minte luminată și înțelepciunii, profesorilor răbdare să mai suporte năzbâtile lor și bucurii a învăța toate cele bune, și celor care astăzi serbează onomastica, le dorim la mulți ani, sănătate, zile îndelungate și sfinții și drepții Dumnezeu pentru Joachim și Ana, al cărui nume îl poartă, să aibă în pază și să-i ocrotească. Sănătate și un an nou plin cu bucurii și cu realizări. Dragi copii, o să dăm cuvântul domnului primar aici prezent să ne spună câteva vorbe. Bună ziua, vă spun tuturor și bine ne-am întâlnit la începerea noului an școlar. Prima dată vreau să îmi cer scuze în fața dumneavoastră pentru că nu am reușit să demarăm lucrările la
obiectivul din spatele nostru de aici, ca să știți că nu este vina mea. Noi am scos lucrarea la licitație în sistemul electronic de achiziții publice, însă nu s-a înscris nimeni. După cum știți, firmele nu mai au angajat și nu mai execută lucrarea așa cum ar trebui să execute. Dar asta este o altă poveste, v-am spus doar ca să știți de ce nu încep, pentru că obligatoriu o să trebuiască să facem o lucrare de modernizare aici la școala aceasta. Am avut înainte de a veni aici o discuție cu doamna director, cu membrii Consiliului de Administrație și au asigurat că la școală s-a făcut tot ce se putea face. S-au igienizat, s-au făcut aprovizionare cu lemne, s-a schimbat mobilierul acolo unde a trebuit, s-au schimbat centrale, s-a făcut tot ce trebuia făcut. S-a completat schema de personal, din câte am înțeles că era mare deficit de învățători, de profesori, asta este un lucru bun. Înseamnă că anul școlar și procesul educațional poate începe bine, din start. Ce să vă zic, pentru anul care începe vă doresc să aveți numai împliniri și realizări, vă doresc mult succes în noul an, multă sănătate și noroc. Dragi copii, eu vă urez succes în noul an școlar, multă sănătate, la fel cadrelor didactice le urez succes, părinților, multă putere de muncă pentru susținerea elevilor, îi asigurăm că copiii dumnealor sunt pe mâini bune și anul acesta. Am încercat pe cât posibil, așa cum a spus și domnul primar, să asigurăm condițiile necesare pentru începerea unui nou an școlar, în condiții bune și foarte bune. În sensul că avem, să avem căldură, dacă ați observat sălile unde noi avem probleme, fie căldura, fie cu răcoarea, le-am dotat cu aparate de aer condiționat. Rugămintea mea este să nu le stricăm.